38.000 de lei au fost alocați de către autoritățile publice locale pentru restaurarea traseului de iluminare pe strada Tricolorului. Potrivit autorităților, astăzi au început lucrările care urmează să fie finalizate săptămâna viitoare. Iluminarea stradală a devenit un lux în ultimii ani. Totuși, autoritățile încearcă să readucă iluminarea în satele și orașele țării. Potrivit autorităților publice locale, din cei 38.000 lei au fost procurate 13 lămpi pentru iluminarea străzii Tricolorului. La inițiativa primarului orașului Glodeni a fost implementat proiectul de iluminat stradală străzii Tricolorului în valoare de 38.000 de lei, care s-a aprobat la ședința Consiliului Orășanesc Glodeni. Proiectul constă în montarea 13 corpuri de iluminat stradal și lămpi economice de 100 de W, care vor fi amplasate, după cum se vede, pe stâlpii de pe strada Tricolorului. Antreprenorul care a câștigat licitația a început astăzi lucrările. Astăzi dimineața am început montarea iluminării stradale. Avem 13 plafoane de montat pe o porțiune cu lungime de 1 km și 100 de metri. La moment, practic, se poate spus că jumătate de lucru e făcut. Până în seară, porțiunea, e că aceasta e 500 de metri, va fi iluminată deja. Mâine după amiază, restul porțiunii. Sperăm că se dovedim să facem tot lucrul. Pentru reabilitarea sistemului de iluminare pentru strada Tricolorului, autoritățile au alocat 38.000 lei.